Diana Cavaliotti. Vorbim astăzi despre Ana Mon Amour, noul film în care joci tu. Da. Ultimul film al lui Călin Nețăr. Ana Mon Amour. Da, despre ce este vorba în film? Filmul se întâmplă în coperțile psihanalizei lui Mircea, mă rog, personajul Toma. Da. Deci cumva toată povestea e spusă din perspectiva lui. Eu nu am nimic de spus. Povestea mea rămâne un mister. Dar cumva din ce simte el nevoia să ne spună la psihanaliză, vedem, mă rog, vedem începutul, finalul și despărțenia acestui cuplu și mersul ei la psihanaliză, care cumva ajută povestea să fie mai clară, nu? Nu ajută povestea să se termine. Ai fost vreodată la psihanalist în viața reală? Da, am fost la psihanalist pentru a face toată munca de... pentru Ana, adică cum ar veni. Ai fost? Am fost cât timp? Două luni de zile, două spre trei. Dar ai fost două spre trei, practic la un psihanalist în toată regula? Trei zile pe săptămână, wow. Orar fix, în toate regulile psihanalizei. Și deși mă duceam pentru Ana, cum ar veni să... na, făceam lucru de la personaj, era vorba despre mine. Filmul o să fie și la Festivalul Internațional de la Berlin, acum foarte curând, în săptămâna viitoare sau peste două săptămâni. Da, avem premiera pe 17 februarie. Eu sper să fie apreciată munca lui Călin, să se vadă, să se înțeleagă măcar puțin din ce am vrut noi să zicem acolo. Din film, ai o replică favorită? Ceva care... Am o replică favorită pentru personaj care e foarte scurtă, mi-e frică și știu ziua de filmare și cum era frică de ziua de filmare și cum totul era despre frică. Inclusiv ziua aia. Personajul lui era frică și vorbea la psihanalist despre frică. Da. Mi s-a părut interesant. Motocicletă ai tu sau ce motocicletă ai? Am un Honda 125, dar transformat cafe racer. Abia mi l-am luat, abia am luat-o. Deci am ieșit de trei ori cu ea și am dus-o în garaj să doarmă. Da. Pe iarna asta. De mult timp știi să mergi sau e o pasiune nouă? Am mers ceva timp, carnetul am de foarte curând, dar am mers off-road. Ai mai mers fără carnet. Da. Te consideri o persoană activă? Mă consider o persoană activă, da, cu cese de lene. Ce înseamnă să fii activ? Nu știu, spune-mi... Uite, de exemplu, dacă până la ora 11-12 ziua nu am făcut ceva, intru într-o mini-depresie de zi. Nu cred, mamă. Vai de e fix ora la care eu mă trezesc. Adică tu deja ai depresie că n-ai făcut destul. Nu, eu mă culc la ora 10 seara, atenție, maxim 11. Păi de asta te menții atât de tânără, frumoasă. Nu pot, eu sunt zi, om de zi. Da. Somnul de frumusețe. Da, somnul de frumusețe. Probabil că ajută și chestia asta, da? Nu îmi place să pierd nopțile, nu că nu le văd sensul. De ce să nu ne distrăm la ore normale? Trebuie să ne distrăm doar noaptea. Și când pierd câte o noapte, e o săptămână, eu nu-mi revin. Cum arată o zi de-a ta? Am înțeles. Dimineața, când te-ai trezit, dacă până în ora 11, să faci ce? Nu știu, dăm niște exemple. Să plec de acasă, în primul rând. La ce oră te trezești? 8. La 8. Mă trezesc la 8, beau cafeaua, mănânc dacă face video de mâncare, dacă nu, plec de acasă nemâncată. Deci depinzi de el strict, din punctul ăsta de vedere. Vai, uite cum ajunge la dependențe, vezi? Și nu depind de el. Doar că el face omleta mult mai bine decât o fac eu. În general, tot ce ține de mâncare face mai bine decât fac eu. După care plec de acasă având treabă. Dacă nu merg la repetiții, cu siguranță îmi fac eu niște repetiții și mă organizez foarte bine viața. Sunt genul ăla de, nu știu dacă free control, dar dacă nu se întâmplă ceva, fac să se întâmple. Mulțumesc, Diana!
ai rezistat, bravo. Yes. Super. Și ne vedem la Ana Mon Amour. Da, vă aștept la Ana Mon Amour. Nu ratați, nu e de ratat. Momentul tău, Don Cafe.